Seringi, ace, perfuzii sau reziduri medicamentoase sunt deșeuri cu risc biologic și trebuie manipulate cu foarte mare atenție. Spitalul județean din Târgu Jiu sfidează însă legea depozitând astfel de deșeuri chiar la ghienele de gunoi menajer, punând astfel în pericol sănătatea și chiar viața trecătorilor. În acest loc ar trebui depozitate deșeurile periculoase cu risc biologic colectate din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu pentru a fi transportate la crematoriul de la Craiova, pentru că cel din Târgu Jiu s-a închis în urmă cu aproximativ 2 ani de zile. Conducerea spitalului încearcă să găsească orice explicație, ar putea scăpa de răspundere, dar refuză să își asume responsabilitatea. Care ghiena de gunoi? La ghiena de gunoi, în spate aici. Și eu nu știu ce e. Vedeți că le-a vine aia din oraș cu ele și le-a aruncat acolo. Atare, dacă faci acasă, la rugi la ghiena de gunoi sau mai nou nu, că te vede ăla și te amendează, l-ar căldu la spital. Traseul deșeurilor periculoase infecțioase este un traseu distinct și bine stabilit. Probabil în timpul transporturilor au căzut câteva ace și situația care s-a remediat imediat. Mai mult, directorul spitalului a încercat să-i amenințe pe jurnaliștii dacă au tupeul să dea publicității imaginile. În conjunctura de astăzi, dumneavoastră veți fi interpretați, pentru că eu voi ieși pe alt post și o să spun că ați fost dirijați aici. Puteți să ieșiți oriunde. O să ieși și o să spun, da, au fost dirijați, au găsit trei sirinci pe care le-au aruncat tânșii, dumneavoastră, ca să denigreze spitalul. La numai câteva minute după ce au aflat că deșeurile periculoase au fost filmate, cei din conducerea spitalului au trimis echipe de curățenie. Cu toate că există un loc special amenajat pentru depozitarea deșeurilor periculoase cu risc biologic, acestea sunt aruncate la ghiena de gunoi din curtea Spitalului Județean de Urgență. Chiar acum, în spatele meu, femeile de serviciu au început să facă curățenie după ce echipa postului de televiziune Gorj TV a sesizat acest lucru. Din cauza irresponsabilității cu care Spitalul Județean gestionează deșeurile potrivit legii, riscă să-și piardă contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar și să primească sancțiuni bănești de la Garda de Mediu.